La autoritate publică locală au fost depuse două notificări, da? Da. Două notificări de două categorii de protestatari cu viziuni diferite. Și unii și ceilalți au fost invitați la poliție, preîntâmpinați despre responsabilitatea care o poartă și de cooperare cu poliția pentru aceste proteste să se treacă Paște. Dar din câte noi cunoaștem, Partidul Ușor nu a participat la aceste ședințe ale primăriei și nici nu a comunicat. Eu nu o să mă expun asupra partidii sau persoane anume. Eu spun că două grupuri de persoane care reprezintă anumite societatea civilă, pe de o parte și alta, cu viziuni diferite, au depus două notificări diferite la administrația publică locală. Și ambele, în egală măsură, își pot desfășura măsura aici. Datoria poliției să asigure ordinea publică și acest lucru vom face. Dar nu, văzut că am instructat grupurile dar nu credeți că este o provocare? Pentru că totuși... Eu nu pot să cred nimic. Eu am misiunea ca conducător al poliției, cu colegii mei, să asigurăm bună desfășurare. Dar să nu mă dau în presupune. Am înțeles.